Sărbătoare mare la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 30 de ani de la transformarea Institutului de Învățământ Superior în Universitate după semnarea decretului din 7 martie 1990 de către guvern. Pentru comunitatea academică suceveană este o zi deosebită. Cu 30 de ani în urmă, Guvernul României a semnat un decret de înființare a Universității la Suceava, transformarea Institutului de Învățământ Superior într-o universitate, o comunitate care își propune să dezvolte toate capacitățile locale, să promoveze proiecte pentru viitor, să formeze resursă înalt calificată și să vină întotdeauna în sprijinul comunității, să ofere soluții, dar și să se transforme într-un motor al dezvoltării locale. Sunt cadru didactic la universitate de peste 20 de ani. În acest timp a crescut numărul facultăților, s-au restructurat unele dintre ele, numărul studenților a crescut puternic, s-au diversificat programele, încercăm în fiecare an să verificăm ce programe mai sunt interesante pentru studenți, în ce măsură cadrele pe care le formăm corespund cerințelor angajatorilor și universitatea este un corp viu, dinamic, care se adaptează permanent. Potențialul universității, atât material cât și uman, este deosebit. Profesorii, personalul didactic auxiliar încearcă să facă totul pentru ca studenții să aibă cele mai bune condiții pentru formare, pentru practica de specialitate, pentru o carieră în viitor, fie în învățământ, fie în industrie sau în servicii. Cu un mesaj pentru studenți a venit și fostul rector al universității. Să lupte pentru ca să se formeze la standarde cât mai înalte, să nu piardă nicio ocazie pentru a se instrui. Cu aceștia nu se vor mai întâlni și eventualele goluri pe care le acumulează în formarea lor se vor repercuta negativ în evoluția lor profesională, în viața activă. Rectorul Universității Valentin Popa este la al treilea mandat și se pare că este mulțumit de realizările de până acum. Cea mai mare provocare totuși este dezvoltarea Campus 2. La acest moment festiv, când împlinim 30 de ani de când purtăm denumirea Marelui Domnitor al Moldovei și în anul în care împlinim și 57 de ani de învățământ superior la Suceava, nu pot să adresez decât un mesaj de felicitare, în primul rând, colegilor mei, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și administrativ din universitate și, sigur, și studenților, pentru că au ales să fie studenți în una dintre cele mai valoroase universități ale României. Este foarte important să înțelegem de unde am pornit acum 8 ani, într-o situație dezastroasă financiar, provocată de un ministru efemer, cum spuneam și în cuvântul meu, și o situație în care eram la limita de a intra în incapacitate de plată. Ne-au trebuit aproape 6 ani să asigurăm o redresare financiară, în sensul că să ajustăm cheltuielile la limita veniturilor pe care le aveam și abia din 2017-2018 să începem să acumulăm pentru a reveni la situația precedentă și pentru a reuși să asigurăm și fonduri pentru dezvoltarea atât a infrastructurii cât și a programelor de studiu în continuare și din bani bugetari, nu numai din proiectele atrase cum am făcut de-a lungul întregii acestei perioade în care ne-am dezvoltat extrem de mult, dinamic, dar doar prin eforturi extraordinare și prin suportarea unei adevărate curbe de sacrificiu de către toți colegii mei. După cum ați văzut, am pornit în forță, cea mai mare dezvoltare de programe de studiu pe care a avut-o universitatea vreodată, 19 programe care practic vor apărea în cel mult 2 ani de zile în oferta educațională a universității noastre, în continuarea investițiilor în dotarea laboratoarelor, în special în acest an și în anul următor pentru susținerea activităților didactice în noile programe de studiu extrem de variate și în domenii în care avem mai puțină dotare, cum ar fi domeniul auto sau domeniul echipamentelor medicale. Și sigur, trebuie să rezolvăm și problema spațiilor,
De aceea ne concentrăm, cel puțin să începem construcția clădirilor pe care le avem în vedere și, evident, dezvoltarea campusului 2. Campusul 2 rămâne însă o problemă pentru că eu reprezint o valoare foarte mare. Avem o problemă cu utilitățile, din păcate nu avem același sprijin, după cum ați ascultat în discurs pe domnul primar, care asigură aici utilitățile pentru dezvoltarea spațiilor noastre, dar la moara acest lucru se pare că nu este posibil. Poate că nici nu reușește primăria Moara să asigure, să aibă fonduri pentru așa ceva, iar utilitățile, asigurarea utilităților în acel campus este extrem, extrem, extrem de costisitoare și la limita chiar a rezolvării tehnice, atât în ceea ce privește energia electrică, dar mai ales evacuarea apelor uzate. De aceea trebuie să existe și un ajutor din partea bugetului de stat, a fondurilor europene. Nu vom putea să dezvoltăm acel campus doar prin forțe proprii. Așteptăm să înceapă construcția căminului 2 și sigur ajutăm și noi cu venituri proprii pentru dezvoltarea altor facilități, altor infrastructuri în acel spațiu, alături de clădirile pe care să le facem în campusul actual sau foarte aproape de acest campus. Și primarul Ion Lungu a venit cu un mesaj de felicitare. Eveniment de sărbătoare pentru Universitatea din Suceava, pentru orașul nostru. Așa cum am spus și în discursul meu, Universitatea a fost, este și va fi principalul motor de dezvoltare a orașului. Am pus acea întrebare retorică, cum ar arăta orașul nostru fără universitate? Nu prea ar arăta sau ar arăta mai puțin decât este astăzi. De aceea am venit aici cu toată, cu plăcere, cu inima deschisă, suntem parteneri în foarte multe proiecte cu universitatea, atât pe linie de infrastructură, cât și cu toate facultățile din universitate. La fel de important ne dorim ca în perioada următoare, atunci când dorim să transformăm orașul Suceava într-un oraș de tip smart city, oraș inteligent, având în vedere faptul că inteligența, inovația se află aici, cercetarea se află în universitate, ne dorim ca Universitatea să fie parteneră cu proiectele noastre. Avem proiecte în multe domenii de activitate, în realizarea viitoare facultăți de medicină, pe de-o parte, a campusului de la Moara și aici sunt convins că vom putea aduce câteva zeci de milioane de euro pe zona urbană funcțională, pe exercițiul financiar următor 2021-2027. Așa cum am spus și nu am glumit, un contribuitor important la bugetul municipalității este Universitatea, care are foarte mulți angajați prin taxe pe impozitul pe salarii și ca atare returnăm și noi o sumă de bani înapoi la universitate, în primul rând la echipa de handbal, 2 milioane de lei în acest an alocăm și toate proiectele pe care le avem cu Facultatea de Inginerie Electrică, cu Facultatea de Administrație Publică și Drept și aici vreau să vă spun că școlarizăm acei polițiști locali, suntem parteneri în acest proiect, cu Facultatea de Litere și celelalte facultăți. Mă simt mândru că și eu sunt absolvent a unui master pe administrație publică în primul mandat și mă bucur și mă mândresc cu acest lucru. Ne dorim ca Universitatea în continuare să aibă realizări remarcabile pe care deja domnul rector Popa le-a prezentat și strategia de dezvoltare în viitor și să ne dezvoltăm împreună, să fim un oraș modern cu o universitate modernă. La mulți ani Universitatea Suceava, la mulți ani cadrelor didactice deosebite de aici și studenților care sunt foarte bine pregătiți și au foarte multe performanțe pe linie de învățământ. De asemenea, Ion Lungu i-a oferit universității și o diplomă de excelență. Pe domnul rector Popa o să-l faci cu plin inaugurat Facultatea de Medicină. Acum lasă-mi voie să citesc diploma de excelență. De finalul Universității va conferă diploma de excelență Universității Ștefan cel Mare la 30 de ani de la înființare. În semn de profundă prețuire pentru contribuția adusă la dezvoltarea municipiului Suceava, pentru profesionalismul și dorirea ambientului universitar, repede formarea a tinerilor generații.